La nici 2 săptămâni de când publicația Mesagerul de Neamț spunea că Piatra Neamț se dă pe gheață, dar la patinoar, astăzi, 9 decembrie, datul pe gheață se poate exersa pe trotuar. Ce părere aveți despre trotuare? Sunt un pericol? Normal, de-aia și portă, de-aia ne-am luată la transport. Și în loc să pună sare pe jos, să nu alunice oamenii, sunt curățate sau? Foarte curățate. Asta nu arată oricum, nu m-a curățat, nu. Cu ce sunt încălțată mă ajută să nu alunec. Da. Și nu este singurul lucru nefiresc. Uitați-vă cum se circulă. În două, da. Ca de țivii mergem. Asta se circulă. Mulțumesc pe primarului Charlie, da? Da. Fetița văd că s-a bucurat mai devreme. Da, da. Te bucuri de ghețuș pe trotuar? Da, m-am trimis ca să-l facem. Nu m-am trebuit cu ăsta. Ce acolo greu. Mi-a zis un covor. Mulțumesc. Deși în zona centrală a orașului, pe o mare parte din trotuare există un covor de gheață, pare să fi intervenit o schimbare în percepția celor de la primărie. A fost lăsat centrul pentru cartierul Dărmănești, unde am găsit o echipă de la Publiserv care împrăștia sare pe un trotuar din zonă.